Bună ziua tuturor, sunt Tarotela cu întâlnare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Scorpion, întâlnare pentru iunie 2020. Înainte să începe întâlnarea, vreau să vă mulțumesc pentru cei care sunteți fideli acestui canal, vă să mulțumesc și celor care vă abonați și pentru răbdarea cu care ascultați și vă selectați mesajele. Știți că mă strădui să dau mai multe variante de fiecare dată pentru că sunteți mulți, diferite generații, diferite aspecte, nu mă pot conecta la toți, evident. Dar pentru mine zic că e suficient dacă măcar un mesaj vă transmit interesant și de folos. Ce să facem? Începem cu spiritul, cu mesajele de la îngeri. Radiați? Cine radiază? În fin, oh, ce frumos, nu mă credeți. Nu știu la ce zodie a mai apărut, cred că pe la leu ceva și o să vă arăt. E foarte interesant, din setul celălalt de cărți a vrut să se arate un leu. Poate aveți planete în leu, poate aveți pe cineva cu aspecte în leu și evident se fac cuadraturi și când se fac cuadraturi între scorpion și lei este pasiune nebună. Și nu vorbesc doar de scorpion lei, vorbesc de aspecte. Puteți să fiți orice zodie, să aveți planete în scorpion și cealaltă persoană să aibă planete în leu. Dacă aveți și un Venus-Pluto cuadratură, e nebunie. În fine. Oricum, cineva vă iubește, poate că și voi iubiți foarte mult pe cineva, voi, oricare ați fi, cu planete în scorpion. Dar, ca să nu mai fie discuții, nu este musai ca cineva să vă spună, este suficient că cineva simte atât de puternic, da? Că vă iubește. Sunt cele mai puternice cuvinte. Acum că le veți spune, ia uite ce frumos, sunteți într-o legătură, ce frumoase mesaje, într-o legătură spirituală. Două persoane comunică undeva în 5D. Ce aspecte aveți voi în Scorpio, nu știu. Sau dacă nu e neapărat... Ah, stai, să-mi termin ideea. Două persoane comunică în 5D, se ajută unul pe celălalt să se ridice, să manifeste ceva frumos, probabil această poveste de dragoste în 3D. Oricum, în 5D, deja vă iubiți. Probabil v-ați și spus că vă iubiți, probabil că ați făcut și alte lucruri în 5D. Posibil, pentru că așa arată imaginea, așa o citesc, doamna, sau nu neapărat doamna, că poate să fie și domnul, cel care sau cel cea care manifestă energia feminină. Sunt și bărbați care reprezintă energia feminină mai bine decât multe femei. Mai ales dacă femeile sunt guvernate de Marte. Ce mai fi de spus? Deci partea feminină sau persoana care este mai feminină încearcă să o ridice pe cealaltă dintr-o vibrație, da, pământeană, că suntem în 2020 și încercăm să ne ajutăm, ne apropiem de sufletele perechi, flăcările gemene, cine are noroc. E o legătură spirituală. Dar, până manifestați în 3D această frumoasă poveste de dragoste și legătură spirituală foarte profundă, rămâneți în prezent și visați la viitor. Adică, totuși, nu vă îndepărtați prea mult de energia aceasta terestră benefică. Fiți totuși stabili. Pentru că cei care au planete în Scorpion au tendința să iasă din realitate uneori, ca și peștii, mai ales când iubesc, mai ales când iubesc. Întoarceți-vă eventual la ceea ce iubiți. Probabil prin această conexiune spirituală vă aduceți aminte de ceea ce iubiți cu adevărat și această legătură vă ajută să vă întoarceți la esența voastră. La esența voastră. Să vedem. Mesaj de la înger pentru scorpioni. Mesaj de la înger pentru scorpioni. Scorpioni. Mesaj de la înger. Iau eu mesajul? Hai să-l iau eu, ca să nu mai lungim, cam dreptul. Stai.
A, două. Extraordinar, fantastic. Deci, exact aceeași carte care a apărut și la leu. Posibil și la leu a apărut și un semn de apă. Posibil aveți marcaj. Posibil aveți marcaj pe leu, ca să nu vă fixați musai pe zodii. Poate să fie și semn, și alt semn de foc, săgetător, berbec. Și o să întrerup un pic, dar în setul de cărți pe care îl voi folosi la etalarea voastră, în timp ce am amestecat cărțile, a apărut, s-au răsucit. În timp ce le-am amestecat, două cărți au apărut. Valetul de monede și regele de băte. Regele de băte am zis că sunteți voi, că sunteți foarte pasionali, eventual persoane mature. Dar nu e obligatoriu, repet, poate să fie cineva în semnul leului sau cu aspecte, sau un aspecte în semnul berbecului sau aspecte în săgetător. Fiind scorpion, poate aveți planete în săgetător, poate aveți ascendent, dar nu vă fixați foarte mult pe zodii. Decât dacă vă știți hărțile natale, puteți să faceți niște conexiuni mai profunde. În fine, este o nouă etapă sau vreți să oferiți ceva nou, voi sau ei, și să manifestați această mare pasiune pe care o aveți pentru cineva. Regele de băte este foarte pasional, aveți o atracție fizică pentru cineva. Eventual, dacă ar fi să vorbim și de bani, vreți să întreprindeți, este întreprinzător, își face firma lui, da, proiectele lui, vreți să întreprindeți ceva, un proiect. Proiect care să vă aducă niște bani. Și probabil că faceți primii pași în acest sens. Eventual, oricineva vă ajută financiar, dacă am puțin un valet în fața unui rege. Ideea este că poate voi trebuie să vă duceți lângă cineva sau în preajma cuiva și trebuie să cereți ajutorul ca să-l primiți. Asta spun pentru că au venit, eventual nevoie și de ajutor financiar, dacă nu doar și sentimental. Asta pentru că ați primit cere ajutorul, aceeași carte care a apărut și la Leu. Da, am făcut această paranteză, să zicem. Cere ajutorul. Ori cineva vă cere vouă ajutorul, ori voi cereți ajutorul cuiva. Și ce interesant, a venit lângă New Love, nouă dragoste, ați văzut și te iubesc. Posibil cineva trebuie să ceară ajutorul, voi sau ei, cuiva și să învețe cum să manifeste această nouă dragoste. Simțiți voi sau ei, repet, mare dragoste pentru cineva. Și nu știți cum să manifestați unul din voi. Cel care nu știe să manifeste această dragoste sau, eu știu, vom vedea ce alte cărți apar, cereți ajutorul. Voi știți care vă e poziția. Consiliere psihologică, spirituală, emoțională, ajutor poate să însemne și eventual o etalare de tarot sau o prezentare astrologică în cazul în care nu vreți să vă duceți la vreun consilier specializat pe relații. Dacă e vorba de o afacere, evident, trebuie să cereți ajutorul. Aveți nevoie de niște bani ca să puneți bazele unui proiect. Ia să vedem, la capătul setului, ia uite, judecata. Vreți să vă vindecați eventual și să renașteți sau să vă împăcați cu cineva. Și probabil că nu știți cum, ia uite, a fost un turn o separare. Un turn o separare. A fost nevoie de timp de vindecare și acum unul din voi vrea să se împace. Și probabil că nu știe cum să se împace, nu știe, dar dacă e vorba de regele de băte care ar vrea să se împace, trebuie să ofere un cadou, un gest, un mesaj, da, de împăcare și uneori regele de băte, ca majoritatea regilor, dar în mod special regele de băte, foarte mândru, foarte mândru. Am zis toți regii sunt, dar în mod special, semn de foc sau cu aspecte. O să ai Marte în leu sau Marte în berbec și atunci ești foarte orgolios. Și chiar dacă vrei împăcarea, nu știi cum să o faci. Și împăcare poate să fie reprezentată și de această nouă dragoste, o nouă etapă în relația voastră, în ce vreți voi să manifestați. Interesant. Nouă dragoste. Cere ajutorul eventual în cazul în care nu mai știi cum să-ți manifesti sufletul pereche. Cere ajutorul cuiva. Să te învețe cum să manifesti acest suflet pereche ca să-l atragi. În cazul în care nu-i nimeni, că poate unii n-au pe nimeni, da? Să mă gândești la varianta asta.
Oh, ce frumos! Vorbiți limbajul dragostei, da? E o chestiune de comunicare. Aveți credință. Vorbim de casa 8 a Scorpionului, a marilor transformări, a morții și reînvierii, da? Aveți credință că veți renaște situația. Veți renaște situația, eventual veți renaște și financiar, dacă ar fi să vorbim și de așa ceva. Dar văd că apare și a apărut. Ați văzut cu ochii voștri, da? I love you, da? I love you, new love. Aveți credință și, în paralel, vorbiți limbajul dragostei. Ce-ar mai fi? Fiți de încredere, fiți amabili, nu fiți prea scorpioni, că scorpionii știm că nu arată. Aici e problema. Pot să iubească pe cineva cu toată ființa lor. Că o să fie ascendenți, că o să fie lunici ca mine, că o să fie venusieni. Da? Sau ce mai aveți în Scorpion? Putem să iubim foarte mult pe cineva, dar să nu știe persoana respectivă. Într-un fel, seamănă cu, ne asemănă și cu zodiile de aer în privința asta. Fiți amabili și nu uitați că singurul lucru real este dragostea. Și Scorpionii știu, chiar dacă nu arată. Eventual, trebuie să învețe să își schimbe atenția către dragoste. Știți că, sau bănuiesc că știți, e un citat celebru referitor la scorpioni. Prima, sau mai bine zis, scorpionii mai puțin evoluați sunt obsedați de a domina, de a avea putere în dragoste, de a domina în poveștile lor de dragoste. În momentul în care apare acea moarte și transformare, înțeleg că dragostea este de fapt forța care domină întreaga viață și întreaga manifestare care are loc pe această planetă. Adică, în loc să alegi dragostea pentru putere, alegi puterea dragostei. Alegeți puterea dragostei. Nu uitați că dragostea este cel mai important lucru în viață. Fiți amabili. Cât ați fi de supărați, rămâneți amabili. Că scorpionii pot să se lupte cu ei. Rămâneți în credință. Iar avem fluturi, transformare. Și exprimați, vorbiți limbajul dragostei. Împărtășiți ceea ce simțiți. Nu trebuie să așteptați până la acele momente intime, cum fac unii scorpioni. Vorbiți, chiar dacă știți că în momentul în care vorbiți despre dragoste, când un scorpion vorbește despre dragoste, este foarte intensă discuția. Nu este o declarație poetică, ca la pește eventual sau ca la alte zodii. Dar, ia să vedem ce interesante mesaje, foarte interesante. Și înainte să începe etalarea, sunt curioasă cum o să rezoneze cu etalarea, am simțit ca și mesaj că unii dintre voi radiați. Voi sau ei, radiați. Bănuiesc că dragostea asta începe să radieze într-un fel, chiar dacă nu o spuneți, chiar dacă nu o împărtășiți prin cuvinte, se simte. Asta e cu scorpionii simți. Numărul 35, 3 cu 5, 8, da? Transformare prin comunicare. 12, 1 și 2, 3, iar comunicare, iar construcție. 5, și 7, 5 schimbare, 7. Ah, trebuie să și iertați pe cineva. Trebuie undeva în depărtare, văd și nevoia de a ierta pe cineva sau de a vă ierta pe voi. Interesant. Curioasă, curioasă. Animăluțe, spiritul animalelor. Semn de apă, văzusem și rechinul la un moment dat. Iar apă și foc.
sunteți într-o relație în care cineva are aspecte planete în semn de foc, da? A apărut regele de monede, de bâte, apare aici, cum zice, ghepardul. Însă, iar valetul de similar cu valetul de monede, un început destul de dificil, pentru că s-au ținut ascunse niște emoții, cineva a fost foarte timid. Dacă aveți de-a face cu unii dintre voi cu un berbec, pentru că văd mielul, posibil berbecul să fie intimidat de forța voastră sau cine are planete în berbec. Trecând peste micul acesta mesaj. Cineva este mai timid. Știm că și scorpionii pot să fie foarte timizi. Așteaptă ca persoana cealaltă să vină și să exprime. Să exprime emoțiile, eventual așteptați pe cineva să vină la voi, ghepardul, posibil acest semn de foc. Și e vorba de comunicare, probabil că văd aici o codiță asemănătoare cu a scorpionului. Posibil că atunci când e vorba de a vă exprima emoțiile, voi mai mult, cel puțin până acum, unii dintre voi, de-aia vi se aduce aminte să vorbiți limbajul dragostei, voi mai mult ați creat disconfort. Tocmai pentru că nu vă face nici vouă plăcere să vorbiți despre emoțiile voastre. Sunt prea profunde, asta e ideea. Sunt prea profunde ca să poată fi exprimate atât de ușor. Și uneori vă e teamă probabil că celălalt, cealaltă persoană nu vă înțelege profunzimea emoțiilor și ies cuvinte care dor. Eventual, dacă ar fi să învățați să nu mai atingeți, fără să vă dați seama, evident, pe cei din jur, mai ales pe cei pe care iubiți, dacă reușiți să vorbiți acest limbaj al dragostei, este foarte posibil ca în această comunicare să electrizați pe cineva într-un mod special. Ia să vedem ce alte mesaje. Uf! Ia uite, regele de apă, balena, aici sunteți voi, regele de apă. Transmiteți la distanță, transmiteți mesaje subtile, în subconștient. Am zis că sunteți în 5D, acolo deja vă iubiți, acolo deja le-ați transmis că iubiți, e mai lejer să transmiteți cu gândul decât verbal. E mai ușor. Cineva este foarte timid, iar posibil semn de pământ pentru unii, iar apare calul, dar mai, nu mai semn de pământ. Posibil pentru unii, da, și semn de aer, iar semn de pământ. Mai, eu simt că balena sunteți voi, puternici, intuitivi, telepatici și cu o forță mentală deosebită, evident. Și felul în care comunicați în subconștient este foarte intens și nu contează în ce colț al pământului sunteți, voi transmiteți. Persoana simte, chiar dacă are ceva dubii. E eventual intimidată de ceea ce simte, că doar radiați, transmiteți ceva. Persoana aceasta este foarte puternică cu care aveți de-a face. Are și un soi de regele de pământ, calul, da? Și bivolul. Ideea este că, iar trebuie să comunicați verbal într-un mod foarte creativ, ca acest colibri, da? Nu degeaba a apărut, sper că mă înțelegeți. Vorbiți limbajul dragostei. Dacă cineva a stat în umbră și nu a exprimat, nu și-a arătat forța, eventual acest semn de pământ, faptul că este la fel de puternic ca și voi, dar
Ca și voi, probabil că nu se exprimă când e vorba de dragoste și de emoții, la fel de lejer ca în alte domenii. Posibil acest personal să fie întâlnit la locul de muncă, unii dintre voi, al vostru sau al lor. Ideea este că... Aici are Scorpionul. Vă doriți să renașteți. Am vorbit de renaștere mai devreme. Să renașteți o situație. Eventual să renașteți și voi în relație cu altcineva, o nouă dragoste, posibil semn de pământ. Dar din acest motiv, nici semnele de pământ nu se exprimă foarte bine când e vorba de emoții. Trebuie să renașteți. Este chakra a câta. Hai să mă uit eu mai bine. Oh, e prima chakra. Aici este chestiune de frică. Da? Prima chakra. Posibil dacă aveți probleme financiare, că apar multe semne de pământ, vreți să renașteți într-o nouă direcție care să vă ofere stabilitate, pentru că asta înseamnă frica că nu aveți stabilitate financiară, frica de tradiții sau că nu veți avea familia voastră sau să vă teamă să vă rupeți de familia voastră, să începeți o nouă etapă într-o altă direcție, unii dintre voi. Ideea este că trebuie să comunicați. Trebuie să comunicați despre această dorință de renaștere, despre aceste frici, eventual dacă cereți ajutorul cuiva. Interesant este că după acest Phoenix, această renaștere, apare... un nou potențial. Apare posibilitatea de a țese o nouă lume, o nouă poveste, o rețea, noi prieteni, noi colaboratori, dacă e vorba de job. Și unde vreau să ajung? Dacă aveți un semn de pământ sau un om foarte stabil și puternic în preajmă, considerați că aveți și calul, aveți și... Regele și Regina de Pământ, da? Cuplu divin. Acea legătură spirituală pe care am văzut-o mai devreme trebuie să se manifeste și în plan terestru, pământean. Eventual, totuși, scorpionii sunt semne feminine. Cum am zis mai devreme, dacă până acum v-a plăcut să conduceți, poate în relație cu cineva vom vedea cât rezonează mesajul ăsta cu ce vom vedea pe etalarea care urmează. Eventual, lăsați pe cineva să vă conducă. Da? Fiți receptiv, nu pasiv. Receptiv ca reginele. Fiți semnele feminine înțelepte. Fiți receptiv și... Pentru că aveți totuși un om puternic, da? Și calul și bivolul reprezintă un semn foarte puternic, dispus să muncească, să îndure, trecut prin multe experiențe, spiritual amândoi, amândouă semnele sunt spirituale, da, chiar dacă reprezintă aceeași persoană, cu intuiție, cu puterea de a anticipa viitorul sau potențialele pe care le puteți avea împreună. Sper că voi fi coerentă, sper că voi fi coerentă, da? Totuși, unul dintre voi este cam timid. Din ce motive? Aveți multe talente, ori voi, ori ei, dar din cauza acestei timidități, și sunt scorpion destul de timid, din cauza acestei timidități nu puteți manifesta noul proiect, noua dragoste, da? Și preferați eventual să comunicați în subconștient cu persoana respectivă. Am văzut judecata, da? Judecata, Phoenix-ul, vreți să renașteți. După ce v-ați vindecat, sau sper că v-ați luat timp să vă vindecați, după o separare, pentru unii poate să fie, pentru unii, să fie intervenit concurența, ori în relația voastră personală, ori în relația voastră profesională. Este cartea concurenței a prietenilor invidioși. Aia nu mai sunt prieteni, da? Aici sunteți voi, semn de apă, valetul de cupe, îngrijorați, nouă de spade,
cum să vă împliniți visele, 9 de cupe, eventual, cum să exprimați unui semn de foc, eventual, cât de mult contează pentru voi prezența lor. Că-i așteptați, că ați fi dispus să munciți. Ha, interesant. Nu știu cu cine rezonează acest mesaj. Vedem. La voi s-a nimerit să fac etalarea 3-3-3. 3 trecutul, 3 prezentul, 3 viitorul, da? Trecutul poate să fie îndepărtat sau apropiat, viitorul la fel, îndepărtat sau apropiat, cum vreți voi. O să încerc să, iar, 9 de bâte, steaua. Vreți să rămâneți în picioare, să vă vindecați după niște răni și să manifestați, vai, multă, multă fericire, eventual cu un semn de foc pentru unii. Sau cu un semn de pământ. Aveți pasiune să manifestați această mare bucurie și tenacitatea să mergeți până la capăt. Scorpion. Iar apar 9 de cupe. 9 de cupe. Aveți speranță să vă împliniți acest vis. Scorpion. Să și tai cărțile? Hai să le tai, dar oricum ne mai amestec. Scorpion. Vedem ce mai apare. Iar apare 9 de băte, 9 de băte și steau, tot aici am tăiat. O legătură la distanță pentru cineva cu un suflet pereche. Scorpion, trecut, iar turnă. Trecut. Griji mari, blocaj mental. În legătură cu ce? Secrete, aici sunteți voi sau alt semn de apă, într-o relație dezechilibrată, 6 de monede, iar semn de foc, iar semn de foc. Poate unul din voi să... Na, 9 de cupe și steaua. Eventual vreți să comunicați la distanță. A stagnat situația din cauza ego-ului unuia dintre voi, dar sunteți conștienți și unul și celălalt că vă aduceți multă bucurie. 9 de cupe și steaua. Adică de două ori steaua. Pe de o parte trebuie să învățați să vă vindecați de un trecut ca să manifestați această speranță, credință. Steaua înseamnă și aveți credință. Asta înseamnă. Steaua înseamnă și aveți credință. Trebuie să învățați să manifestați. În fine. 8 de spade. În trecut, v-ați gândit foarte mult la cineva. La cine v-ați gândit? O să vedem imediat. Scorpion trecut. Hai că iau eu cărțile dacă nu vor să vină. Două. Au vrut să vină? Wow, regina de spade și 5 de cupe. În trecut, pentru unii posibil că ați avut de-a face cu un semn de aer care v-a rănit. V-a rănit, eventual, ați plâns din cauza acestui trio, unul dintre voi. Repet, trio nu trebuie musai să fie a treia persoană, poate să fie și jobul, poate să fie și prietenii și familia. Deci, 8 de spade, regina de spade și 5 de cupe. Aș vrea să și clarific. Da, ați plâns. Ok, unde s-a terminat aici? Trio pentru unii. Pentru unii posibil, balanță sau taur. Ia uite, dezamăgiri. Împărăteasa și preîmpărăteasa. 9 de monede și 9 de cupe. Eventual, da. După această dezamăgire, unii v-ați și separat într-un fel sau altul sau v-ați obișnuit cu ideea
că o perioadă trebuie să fiți singuri, să vă bucurați de voi, de bănuții voștri, de realizările voastre, să vă vindecați, să vă vindecați după această separare, după această dezamăgire. A fost și separare, că apare și regina de spade, care este ori o divorțată, ori persoană care e mai dură, așa. Și vreți să manifestați o nouă dragoste, că a apărut nouă dragoste. Da, o nouă dragoste. Apare semnul gemilor, dar apar și semne de pământ. V-a zis, nu aș vrea foarte mult să vă fixați pe zodii, decât pe poveste în sine. Și totuși aș vrea, ce aș vrea, aș vrea să și... Ia uite, iar turnul, iar trăsnete și fulgere și separări. Iar trio pentru unii dintre voi, da? Într-o relație, unii ați fost căsătoriți, că este similar cu Marele Preot, dar într-o situație foarte întunecoasă. Iar regina de spade, semn de aer pentru unii. Pentru unii. 10 de cupe. E o chestiune de moralitate în căsnicie. S-a discutat chestiuni de genul ăsta. Cât de fals ești, cât de adevărat, cât de moral, cât ții la principiile pe care le-am stabilit în momentul în care ne-am căsătorit sau în momentul în care ne-am hotărât să fim împreună. Da? Haideți să vedem. Clarificăm 8 de spade. Ce e cu 8 de spade? Clarificăm 8 de spade. Ok, turnul, da? Turnul, deci 8 de spade. Probabil că, pe de-o parte, v-ați făcut griji pentru acea separare, v-ați gândit foarte mult la acea separare, v-a blocat o perioadă mentală, n-ați mai găsit soluții, că dacă n-a mai fost persoana dragă sau persoana respectivă, pe de-o parte, tocmai pentru că n-ați găsit soluții, a trebuit să vă separați, pentru că nu putea să mergeți în acel trio la infinit, da? Unii dintre voi. Ia uite, schimbare. Schimbare și transformare. Balanță, Scorpion, să zice octombrie, da? 13 octombrie pentru unii. Așa. Vreți să vă transformați viața, să aveți abundență, stabilitate, să aveți o persoană, ia uite ce frumos, un suflet pereche, creativ, pasional, apare rege de foc pentru unii. Eventual împăratul. Ia uite, regele și regina de foc, cuplu divin, iar apare un cuplu divin. Vă doriți pe cineva la fel de pasional ca dumneavoastră. Regina de spade. Și destul de greu de găsit pe cineva la fel de pasional ca un scorpion. A? Nu e imposibil, dar e destul de greu. Care să vă suporte sau să facă față intensității stărilor voastre, că sunt. Regina de spade, clarifică-mi, te rog frumos, regina de spade. Ia, uite, trei cărți, of, ce multe, dar în fine. Așteptare. Unul dintre voi a trebuit să taie, să separe aceste, să taie stringurile, să vă separați de această poveste care v-a blocat mental. Ori un semn de aer, da, pentru unii dintre voi, ori o situație, da? O situație din care credeți că nu mai puteți ieși. Și a trebuit să faceți niște eliberări, nu? Destul de dure. Și ați făcut-o tocmai ca să intrați într-o nouă existență, tocmai ca să vă atrageți, interesant mesaj, tocmai ca să vă puteți atrage această nouă dragoste sau nouă etapă în viața voastră, în familie, în cazul în care a fost un trio, da? Să manifestați bucuria în această nouă existență, să manifestați o grădină abundentă. Grădină înseamnă grădina voastră interioară. Vreți să munciți pentru această nouă existență, nouă dragoste, nouă dimensiune. Vreți să munciți pentru acest soare, pentru această bucurie. Și iar apare semnul leului sau cineva cu planete în semnul leului.
Asta am trecut. Cu o fi recent, cu o fi apropiat. Și v-ați luat timp, 7 de monede, ca să crește, să concepeți iar, să concepeți această nouă existență, da? Să concepeți această, sau să manifestați această nouă dragoste. Să vă vindecați. Ce mai văd eu aici? Și să aveți o nouă conștiință asupra lucrurilor și situației prin care ați trecut. Tăcerea este similar cu ce? Cu luna? Să zicem? Să zicem, e luna plină. Poate trebuie să lucrați la luna plină care vine acum în Săgetător. Și în tăcere v-ați regăsit conștiința, v-ați deschis unii dintre voi puterea de a vedea în viitor, ați început să vă vindecați și în momentul în care ați început să vă vindecați, vă atrageți un spor mai încet, dar sigur. Deci a fost nevoie de timp pentru vindecare, cu alte cuvinte, după această separare. Ce mai văd eu aici? Pentru unii poate să fi fost în discuție și o sarcină, pentru unii. Nu intru în prea multe detalii. Deci e posibil să fi fost în discuție o sarcină, din partea cui voi știți. Pentru alții... Poate unii ați avut probleme de sănătate cu chakra întâia și a doua, da. Pentru că regina de spade reprezintă și 8 de spade probleme de sănătate. Și v-ați luat timp pentru vindecare. Pentru unii. Dar iar apar triouri, iar apare o relație la distanță, nevoia de a călători, de a vă lupta, de a vă lupta cu gândurile negre și de a învăța să aveți încredere. Trust, da? Trust. Și have faith. Aveți credință. Aveți încredere, aveți credință. Credință, în primul rând, cred că unii dintre voi ați avut probleme de sănătate. 5 de cupe, clarificăm 5 de cupe. Și soarele ar fi, să zicem, lângă 8 de monede, ați lucrat pentru vindecarea voastră. Soarele înseamnă și vindecare, da? 5 de cupe, clarificăm 5 de cupe. Unii ați avut probleme de sănătate, clar, cu burtica, cu burtica și cu prima chakră, în zona aceea de jos. Rinichi, burtică și alte chestiuni. Toate, clar, chakra întâia și a doua. Pare rău. Îmi pare foarte... ia uite! Asta a sărit invers, lăsăm așa că e bine dacă a sărit invers. Ah, ok. 5 de cupe. Și dacă la un moment dat cândva erați mai jucăuși, da, ați renunțat la joacă. Și dacă au fost vremuri, când încercați să păstrați o aparență, nu neapărat că vă puneați măști, încercați să păstrați o aparență și să nu arătați prin ce treceți, acum sunteți mult mai sinceri. Eventual, în această perioadă în care ați plâns, ați regretat, posibil un semn de foc, posibil un semn de aer, posibil cineva care a fost prea jucăuș și a avut măști, există și varianta asta. Acum v-ați vindecat. Și nu doar că v-ați vindecat, dar nici voi nu mai vreți în preajmă jucăuși, oameni care nu sunt sinceri. Oricum, scorpionii, orice planete am avea, dați avea, vedem dincolo de măști. Dar să nu uităm că și scorpionii au tendința să ascundă, să ascundă problemele prin care trec. Probleme. Nu neapărat că ar fi ei, vai, niște mincinoși. Le este teamă de vulnerabilitate. Uh-huh.
Însă în această perioadă de lacrimi, eventual am zis, nici nu v-ați mai jucat, vorba vine, nu v-ați mai bucurat, nu v-ați mai bucurat de stil de viață mai, să zicem, mai tineresc. Mai tineresc. Unde s-a oprit setul de cărți? La inocență. V-ați conectat eventual la inocență, la subconștientul vostru? În singurătate, iar. Ați învățat să înfloriți în interior. Ce frumos mesaj unii dintre voi. Iar apare regina de monede. Să vă vindecați eventual. Fricile că nu veți avea stabilitate, că nu puteți manifesta abundență, nu puteți manifesta valoarea pe care o aveți de fapt. Și totuși v-ați vindecat și începe să lucrați trei de monede sau să primiți ghidaj de la îngeri în această direcție. Bă, sper că sunt clară. Ok, am clarificat acum trecutul. Să trecem la și s-a oprit la 3 de spade, 3 de cupe. A fost un trio pentru unii. Împărăteasa, iar. A fost un trio pentru unii, clar. Scorpion prezent. Ce e în prezent pentru Scorpion? O cruce. Vă înțelegeți crucea eventual? Interesant. Crucea înseamnă iar credință. Vai, ce frumos! Vindecare! Vindecare! Am vorbit de probleme de sănătate, de soare, da? Simțiți că după munca aceasta pe care ați dus-o pentru reînflorirea voastră interioară, munca în grădina voastră personală, sufletească, trupească, că vorbim de monede, intrați într-o nouă existență, aveți o nouă vitalitate eventual. Dacă ați avut probleme de sănătate, că sunt spade și sunt probleme, au fost ducă-se. Acum aveți asul de cupe. În prezent, să zicem că e vindecare pentru unii și e minunat. Pentru că New Love poate să fie o nouă dragoste față de voi înșivă și este minunat că scorpionii au tendința să se învinovățească chiar dacă nu arată. Că am zis că pe vremuri arătați poate mai duri, da? Acum nu mai sunteți chiar așa. Mai lăsați un pic, nu neapărat măștile, scuturile. Lăsați un pic scuturile pentru că ați cuprins prea multe și sunteți mai autentici. Și asta intimidează, să știți. Dacă au intimidat scuturile, autenticitatea și vulnerabilitatea intimidează și mai mult. Eventual, pentru unii, să apară o nouă dragoste. Pentru unii, că a apărut. New love, a apărut, I love you, dar I love you poți să ți-l spui și ție. Să te uiți în oglindă să spui, Ela, te iubesc. Sau așa cum ești, cu bune și cu rele, cu probleme de sănătate, că ți-au apărut fire albe, că ai niște cearcăne, că ai niște riduri, te iubesc așa cum ești, că ai trecut prin prea multe. Și încă te-ai păstrat? Așa faceți și voi, da? Vă rog, încercați să vă adaptați mesajul. Vă uitați în oglindă și vă spuneți, Scorpionule, Soare, Lună, Venus, Ascendent, ce-i fi, te iubesc. Și dacă te iubesc eu pe tine, este suficient, restul vor veni. Regele de cupe, dragostea adevărată, dragostea adevărată și față de voi. Sunteți un ocean de emoții. Luați-vă dragostea de acolo, din interior. Ce mesaje. Turnul. Îndrăgostiții. Asta pentru prezent. Probabil că într-un mod neașteptat apare o poveste de dragoste pentru unii, eventual cu o persoană mai tânără pentru alții. Wow! Iar soarele cu aspecte. Unii dintre voi aveți aspecte în leu, sigur. În leu, sigur. Oricum, care va aduce persoana respectivă, povestea în sine va aduce multă fericire, pentru că, dragii mei, și ieșiți din ciclul acesta, da? 10 și 8 de spade în trecut, da? Ieșiți din dureri, dacă au fost probleme de sănătate. Păi, măi, când vă îndrăgostiți, când ne îndrăgostim, vibrația aceasta ne ridică și parcă avem mai multă putere să ne vindecăm în cazul în care au fost probleme de sănătate. Repet, asul de cupe poate să fie vindecare,
Poate să fie și mare, mare bucurie și o nouă dragoste. Frumos. Am prezent scorpioni. Ah, fantastic! Asul de monede. La ce zodia mai fost? Exact, dar au fost la clarificări. Asul de monede și asul de cupe în prezent. Yes! Bănuți, sănătate, dragoste, stabilitate. Ce frumos! Dar, cum am spus mai devreme, vă iubiți și vă spuneți în oglindă că vă iubiți. E mare lucru și nu vorbesc prostii când spun chestia asta. Știți că se face tratament, cel puțin 21 de zile, în sensul ăsta. Deci vă iubiți, nouă dragoste, vă spuneți că vă iubiți, nu doar că... și nu doar, vă vedeți valoarea. Valoarea, că asta înseamnă asul de monede. Ați trecut prin prea multe și am văzut și Phoenix, da? Phoenix după, și după Phoenix urma, ia să mă uit, încă o dată, după Phoenix urma regina de monede sau mai bine zis Spider-ul, da? După Phoenix, renaștere. După această renaștere sunteți, v-am zis, vă creați o nouă lume, vă țeseți o nouă poveste. Noi relații și evoluați, spiralați într-o altă direcție. O direcție care vă duce către soare. Către soare, că l-am văzut pe soare mai devreme. Mamă, ce s-a întâmplat aici? Vai! Am zis ce chestie, ce situație. Bine, aș putea să zic că este neatenția mea, dar o iau totuși ca pe un semn, că așa se întâmplă în timpul etalărilor. Ia uite, deci regele de monede, de apă, balena, ia foc. Ce înseamnă? Se transformă. Și nu doar, poate să ia foc, să vă aprindeți după cineva cu planete în semn de foc. Eu așa simt să transmit acest mesaj. Wow, deci câte emoții aveți și ce transformare se întâmplă în viața voastră. Da, să reaprinde. Am zis, aș putea să zic că este neatenția mea, dar știți cum lucrurile se așează într-un anume fel. De ce tocmai această carte? De ce tocmai acum? Nu? De ce tocmai? Interesant. E Venus retrograd în Gemeni. Măi, ce de mesaje ciudate. Și evident că foc, că ardere se întâmplă numai la Scorpion, casa 8-a, da? Bine că am salvat cartea, că altfel trebuia să fac altă carte. Ia uite, da? Ia uite. Eu zic că e un mesaj foarte important. Această transformare prin foc, știți cum era? Că ne curățăm prin apă, prin botez și mai este o curățare prin spirit, prin foc. Asta în cazul în care nu avem treabă cu alte persoane, cu planete în semnul focului. Wow, ce mesaj! Și tot văd crucea aia în vârful bradului. Tocmai acum. La capătul setului de cărți s-a oprit la puterea. Puterea, în primul rând, puterea voastră. Sunteți extrem de puternici acum, după toate experiențele prin care ați trecut. V-ați controlat fizicul și v-ați ridicat înspre o altă dimensiune, da? În care comunicați cu persoana dragă, cu sufletul pereche, că am văzut spiritual connection, da? Mai devreme. Iar semnul leului pentru unii sau semn de foc. Semn de foc, berbec, săgetător sau leu. 8, iar casa 8-a, scorpionului, am zis casa 8-a, luați foc în legătură cu cineva. Țineți foarte mult și voi la ei și ei la voi. Pentru unii ar putea să fie, pentru unii, acest rege de foc să vă reprezinte pe voi, da, că sunteți foarte pasionali, pentru unii ar putea să fie un semn de pământ, regele de monede. Nu comunicați, dar aveți iar. Luați foc ca și omul ăsta. E, ci că diavolul.
Luați foc, aveți multă pasiune pentru cineva, de ce? Și nu spuneți. Pe de-o parte, nu mai comunicați cu cineva semnul Capricornului sau semn de aer, pentru că simțiți că ați fost mințiți. Închideți capitolul cu această persoană, eventual. Eventual. Și vă conectați la intuiția voastră, Marea Preoteasă, Faetonul, mergeți, mergeți, vai ce frumos, mergeți către soare. Dar e o persoană care a apărut de curând, eventual, prezența lor, pentru că apare în trecut, prezența lor în viața voastră, după ce v-ați separat de ceva ce nu, sau după ce ați avut niște probleme de sănătate, prezența acestui soare, acestui personaj plin de foc, foc zic ca să mă gândesc la semnele de foc, că aș putea să zic pasiune, vă dă forța să munciți în grădina voastră, în noua persoană pe care vreți să o manifestați și să intrați într-o nouă existență. Eu zic că această dragoste sau poate colaborare, da? Poate să fie și o colaborare, că este sub asul, deasupra asului de monede. Poate să fie și o colaborare cu o persoană foarte puternică. Și evident că împreună am zis o quadratură Scorpion-Leu. Scorpion-Leu, cuplu de forță, dar bine, sunt probleme. Ia uite, vai, dar ce frumos mesaj! 6 de bâte, iar semn de foc. Ba, nu se poate așa ceva. Ba, se poate, da? În prezent, ce frumos! Deci, vă vindecați sau aveți o nouă dragoste și una și alta frumos ar fi. Primiți bani sau o ofertă sau un cadou sau cineva vă face o propunere să intrați într-o legătură de lungă durată, stabilă, cu care persoană care atrage atenția pe de-o parte. Pe de altă parte, voi împreună puteți avea succes dacă începeți un nou proiect, dacă vă vindecați, puteți avea un nou succes. Da? Pe de altă parte, dacă dați șansa acestei noi dragoste, noi iubiri, am zis bine? În fine, noi iubiri, puteți să mergeți către o relație de lungă durată, nu să fie doar o aventură, evident, și să aveți succes împreună. Posibil, posibil, iar apare semn de pământ, semn de apă, posibil un semn de pământ să dorească succesul cu voi. Posibil și asta, că totuși avem monede și apă și foc, dar avem și foc. Posibil unii să fiți ceruți în căsătorie. Unii. La capătul setului de cărți, 6 de spade, regina de cupe, aici sunteți voi, eventual, sau un alt semn de... Dar cred că sunteți voi. Asul. Puu! Al treilea as în prezent. Ia uitați. Da? Al treilea as. Asul de spade. 10 de cupe. Cavalerul de monede și regele de cupe. Wow, regele de cupe și regina de cupe, iar cuplu divin. Cineva vrea să vină de la drum, să lase niște situații neplăcute în urmă, să vină către voi eventual, să vă spună cât de fericiți sunt în preajma voastră sau când se gândesc la voi și eventual să recunoască că într-adevăr au fost destul de înceți cavalerul de monede în manifestarea acestei iubiri adevărate, regele de cupe. Au multă pasiune, dar a trebuit să se vindece, eventual de o căsnicie cu cineva din copilărie, o căsnicie, că știți că unii se căsătoresc foarte repede, da? Care i-a consumat și a trebuit să pună capăt, da? Moartea, da? Să pună capăt acestei relații, eventual. Mesaje, mesaje, mesaje. Sper că sunt coerentă. Hai să și clarific, da? Am zis că le clarific mai din timp. Clarificăm asul de cupe. Deci îmi place. Opa, asul de cupă conștiință. Ce frumos. Am zis că e vorba de dragoste față de voi, dragii mei. Și scorpionii, vai, știți bine. Cum se învinovățesc, cum se urăsc uneori pentru anumite lucruri. Se urăsc uneori și pentru dragostea mare pe care o au pentru cei din jur, pe care o nu pot exprima, nici cei din jur nu pot exprima, nici foarte greu. Jumate din cât simțiți voi. Da? Ce mai este? Vă vindecați. Pe de altă parte, conștientizați.
Interesant mesaj. Pentru unii, am senzația că începe să conștientizați, nu doar că v-ați vindecat, ci că vă vindecați și că vă atrageți o nouă dragoste. E un mesaj scurt pentru foarte puțin dintre voi. Conștientizați că puteți să-i vindecați și pe ceilalți. Tocmai pentru că v-ați vindecat, tocmai pentru că ați început acest proces prin ardere, dragii mei, e ardere. Vă curățați prin spirit, nu doar prin apă, nu doar prin botez, nu doar prin religie, da? 4 de spade. Ați amânat, voi sau ei, încheierea unui capitol. 10 de monede și ia uite. Și lumea și 10 de băte, un capitol foarte dureros, eventual cu cineva din familie. Există totuși un suflet pereche la care ați visat foarte mult timp, poate de mult timp ați visat și a trebuit să învățați, da, să învățați să lăsați gândurile negative, că scorpionii au tendința asta și să vă lăsați în voia emoțiilor, gen pești, da, gen pești. Și balena știe să se lase în voia emoțiilor. Știe să plutească. Asul de monede. Iar vorbesc mult. Asul de monede, te rog frumos. Ok. Legătură dintr-o altă viață. Deci, persoana care vine să vă propună semn de pământ sau semn de foc. Să vă propună ori acest ajutor, că cereți ajutorul, interesant, cereți ajutorul și primiți. Primiți bani dacă cereți ajutorul. Da? Pe de o parte. Pe de altă parte, persoana care își dorește această relație de lungă durată cu voi, și voi și ei, conștientizați că v-ați mai întâlnit în altă viață. Este o persoană din trecut. Este evident o relație karmică. Toate sunt relații karmice. Unele sunt darmice. Să sperăm că e darmică, nu karmică. Că și relațiile darmice tot din trecut vin. Și flăcările gemene tot din trecut vin, dar nu vin. Foarte puține vin din prezent. Past lives. Poate ați mai încercat un alt mesaj, ați mai încercat ceva împreună și n-a mers, a apărut separarea și acum vreți să renașteți unii dintre voi. Da, vă luați mesajul. Ia uite, gânduri, gânduri, epuizare mentală. Din cauză că unul din voi, în general scorpionii au tendința asta, să atârne prea mult de trecut. Dar, Regina de Băte și New Vision, învățați să aveți o nouă viziune, să aveți credință, să vedeți lucrurile din altă perspectivă, casa 12-a peștilor, da, care vă ajută. Acum Marte în pești poate vă ajută, că e Marte semn de foc. Ah, interesant, Marte în pești. Să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă și învățați să oferiți, să exprimați eventual, să oferiți, să exprimați. Unde era cartea? Language, da? Unde era? Speak the language of love. Da? Învățați să comunicați cu dragoste. Asta pentru că aveți o nouă viziune despre viață și manifestați, dragii mei, armonie și succes. 10 de cupe și 6 de băte, 6 de băte iar. Dar trebuie să lăsați aceste gânduri și acest trecut ca să puteți manifesta acest lucru. 6 de băte. 6 de băte. 6 de băte pentru scorpion în prezent. Chiar am vorbit un 6 de băte. Let go. Interesant. Wow! Participarea a apărut invers și let go. Pentru unii, vă vindecați,
cereți ajutorul pentru un nou proiect, pentru eventual o nouă casă, dacă vreți, sau să vă mutați, sau să faceți ceva nou, practic, da? Eventual, ce înseamnă acest 6 de bâte? O persoană care merge într-o direcție cu succes. Mergeți cu succes într-o nouă direcție și lăsați în urmă pe cineva care nu a participat. Eventual, bănuiesc că persoana aceasta, că este sub acest 5 de cupe, da? Este sub acest 5 de cupe, politica invers și playful invers. Persoana care v-a dezamăgit, îi lăsați în spate pentru că nu s-au implicat, eventual. Let go, da? Let go. Pentru unii, lăsați o poveste de dragoste pe care nu ați putut-o manifesta. 4 de bâte invers. Echilibrat. Și o lăsați în spate. Mergeți într-o altă direcție care vă aduce succes. Posibil pentru unii persoana respectivă să fi fost mai egoistă. Posibil. Poate și voi. Acum, să fim sinceri. Dar am spus, posibil pentru unii persoana respectivă să fi fost foarte egoistă, că 6 de bâte e și egoist. Pe de altă parte, 6 de bâte în prezent, conștiință, da. Cam același mesaj vine, să zic, un pic diferit. Să schimbăm un pic perspectiva, dar foarte puțin, în anumite detalii. Unii dintre voi învățați să vă vindecați de boli, de trecut, de dezamăgiri, asul de cupe, și să conștientizați că vindecând acest trecut care s-a manifestat prin relații din vieți anterioare, vindecând acest trecut și aceste probleme, puteți manifesta succes, abundență, stabilitate dintr-o nouă perspectivă, nu muncind ca sclavul, dintr-o nouă perspectivă le manifestați. Asta simt. Lăsați în urmă o poveste de dragoste, eventual pentru unii, o colaborare dacă e la job, pentru alții, pe cineva din casă, este 4 de bâte invers. Le lăsați în urmă ca să mergeți cu succes. Posibil unii ați avut în casă un semn de foc egoist pe care trebuie să-l lăsați în pace. Fiecare cu direcția lui. Dar, repet, în momentul în care lăsați în urmă acest trecut, aceste persoane egoiste sau poveste de dragoste care nu s-a manifestat, repet, variază, încercați să vă concentrați, că vă dau mai multe variante. În momentul în care lăsați în urmă aceste lucruri, conștientizați valoarea voastră, puterea voastră de a vă vindeca și de a-i vindeca și pe ceilalți și atrageți nouă dragoste, nouă dragoste și abundența. Ieșiți din colivie unii dintre voi. Wow, integrare. Vă apropiați de sufletul vostru pereche Yin și Yang. Renașteți. Iar apare leul. Renașteți și schimbați. Schimbați viața. Vedeți în spatele iluziilor. În general, scorpionii văd. Dar se mai întâmplă acum, depinde, în anumite relații cu anumite persoane. În general, scorpionii văd în spatele. Sper că nu v-ați pierdut, sper că n-am vorbit. Ia, uite cât am vorbit. Wow, o oră, iar m-am lungit foarte mult. Scuzați-mă. Viitor scorpion, hai.
Scorpion viitor. 8 de băt, de monede lucrați. Ia. Și vă vindecați. Vă vindecați, repet, unii de o căsnicie cu cineva din copilărie care v-a consumat foarte mult energia. Viitor. Scorpion. Vai, ce mult vorbesc. Măcar să vă fie cu folos. O, oh, împărăteasă. Super. Abundență. Yes, yes, yes. Că vine sub asul de monede. Abundență. Lăsați în urmă trădările. Este și un împărat. Și o balanță. Wow, și un diavol. Și niște minciuni. Cred că blocați niște persoane. Ori o persoană dominatoare, da? Vreți să vă echilibrați viața. Da? Să comunicați despre o toxicitate pe care o simțiți în preajma cuiva sau ei sau voi. În fine, vreți să începeți un nou capitol care vă oferă stabilitate. Da. Și blocați. Sunteți defensivi pe de-o parte. Asta e tactica voastră. E un soi de a vă lupta pe de-o parte. Viitor. Vai, ce-am mai vorbit. Și trebuie să mai fac și celelalte zodii. Viitor, Scorpion. Ce frumos! 8 de băte. Mergeți. Da? Mergeți înainte. Regele de cupe, sunteți voi. 4 de băte. Vă creați o nouă stabilitate. Eventual o nouă familie. Eventual o nouă relație cu altcineva. Posibil semn de foc sau semn de apă pentru unii. 6 de cupe. Cu cineva cu care comunicați la distanță, că apare regele, apare balena, da, am zis, comunicați la distanță cu cineva telepatic, spiritual connection, da? Și ceva consumat, puneți capăt acelor responsabilități. Și vă orientați către satisfacțiile voastre emoționale, către schimbarea vieții într-o nouă direcție, către colaborări sănătoase, benefice. Da, lăsați în urmă cine vă priește. Și e mare lucru. Ah, deci, în viitor, 8 de monede, împărăteasa și 8. Iar 8, ați avut mult, e casa 8-a, scorpionul la transformărilor. Și 8 de băte. Mergeți mai departe. Către abundență. Munciți, evident. Eventual, asul de monede reprezintă un dar de bani, că tot ați cerut, cereți ajutorul, da, cuiva. Cereți ajutorul cuiva. Și în momentul în care aveți asul ăsta de monede, începeți să demarați un proiect care vă duce către succes. Aveți și 6 de băte și 8 de băte, da? Mergeți mai departe, în viitor, către nou, către spiritualitate, casa nouă a spiritualității. Dar, până una alta, aveți creștere, abundență, succes. Yes, hai să și clarificăm ce ar mai putea să însemne aceste cărți din altă perspectivă. Este bine. 8 de monede. Ok. Hai să vedem 8 de monede. 4 de cupe. Turning in. Am zis mai devreme, vă vindecați emoțional, este sub asul de cupe, vă întoarceți înspre voi, în voi. Lăsați gândurile negre deoparte, lăsați pe cei care, îi lăsați let go, da? Am zis și mai devreme, lăsați let go, îi lăsați în urmă, da? Gândurile negre, da? Îi lăsați. Vă detașați, învățați să vă detașați, să intrați în lumea voastră emoțională, în oceanul vostru, acolo vă transformați, aveți și Fenixul, aveți și 8 de, eventual munciți și cu muncă interioară, emoțională pe de-o parte, pe de altă parte vă izolați și ca să munciți în proiectul respectiv, da? Outsider. 5 de... Eu zic că vă izolați un pic ca să vă conectați la armonie. Da. E o tendință pe care mulți cu planete în Scorpion au, da? De a ne izola ca să muncim cu noi, ca să muncim la proiectele respective, să ne punem toată energia, cea mai bună energie pe ce avem de construit.
Așa, ia să vedem. Împărăteasa, ai. Împărăteasa, outsider. Mai dăm o clarificare. Ce vrea să zic outsiderul ăsta? Ei, 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 ei. 2 de... Nu, e de bine, au ieșit cam multe clarificări, dar e ok. Armonie. Deci, împărăteasa, wow. Împărăteasa a fost clarificată de outsider, moment to moment, possibilities și stress invers. Ce vrea să spun asta? Înseamnă că am spus mai devreme și într-un fel se potrivește, sunt curioasă la voi. Într-un fel vă izolați, outsiderul ați putea fi voi. Sau poate pentru unii să lăsați un semn de pământ, îi lăsați să se echilibreze și voi ieșiți din stresul pe care îl aveați în acest context, da? Și eventual încercați să alegeți între situația respectivă și viitorul vostru. Asta e o variantă. A doua variantă ar mai fi, cum am zis și mai devreme, că se leagă oarecum, chiar se clarifică, confirmă faptul că aveți nevoie de singurătate, de izolare, tocmai ca să vă echilibrați financiar, munciți, da, 8 de monede și aveți și 2 de monede, să vă echilibrați financiar, să vă eliberați de stres, da, stresul e invers, da, și am zis mai devreme că lăsați gândurile negre în spatele, lăsați, voi intrați în lumea voastră interioară, lumea voastră emoțională, așa, ca să puteți să luați noi decizii, să puteți alege o nouă direcție, că am zis că lăsați în urmă ceva, dar asta înseamnă că trebuie să alegeți o cale, da? Ca să puteți să vă ridicați deasupra posibilităților și să vedeți ca un vultur. Vultur e varianta superioară a scorpionului, da? Cea în care a renăscut, dar în care numai scorpionul stă în negru, în vibrație terestră. Și transformarea lui duce către vultur, da? Știți că este simbolul antic sau, în fine, mult mai vechi. Ca să alegeți noi direcții în care să mergeți. Ia uite, eventual pentru unii un taur, da? Pentru unii un taur, sunteți într-o transformare. Puneți punctul unui taur sau unei căsnicii sau unei situații negre, negre pur și simplu, întunecoase. Și mergeți către creator, eventual regele de bâte. Ia uite, poate să fie și împăratul pentru unii. Așa, da. Treceți de toate blocajele, dar trecând peste chestiile astea, eu zic că învățați să vă creați. Să vă creați și este mare lucru. Să vă creați lumea voastră, vă conectați. Mai, este plexul solar, soarele a apărut de nu știu câte ori, da? Iar plexul solar, prindeți energie. Vă conectați la divinitate într-un fel. Vă transformați, măi, vă transformați, da? Și am vorbit de transformare și când a ars carta respectivă. E o transformare fantastică. Se întâmplă ceva cu voi foarte profund, da? Lăsați în urmă stresul, mintea, grija pentru anumite lucruri prea pământene, prea enervante. Vă creați o nouă lume. Eventual vă ajută un semn de foc, leu sau berbec sau eu știu ce alte planete poate să aibă pe acolo. Deci este plexul vostru solar, da? Locul de unde primim energia și ni se ia, fiți atenți, că de-aia ați fost și bolnavi. Vi s-a luat energia, ați fost vampirizați, unii dintre voi. Însă, transformare, transformare, da? Este... Asta e. Ia uite, deveniți un maestru spiritual unii dintre voi sau mergeți către, că e călătorie pentru unii dintre voi, poate să fie o călătorie către un maestru spiritual, o persoană care vă inspiră, da? Care vă ghidează, vă dă lumină, eventual conectată la ce? La emoții. Maestru spiritual puteți să fiți și voi, da? Ca și rege de cupe. Maestru spiritual, renașteți prin foc, prin foc, da? Și vă vindecați, am zis mai devreme și noi fi zis întâmplător, nu doar că vă vindecați, dar învățați să-i vindecați și pe ceilalți. Deveniți într-un soi maestru spiritual pentru unii. Am vorbit foarte mult, o să fac etalarea pentru viața intimă separat. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa!